Deschidem astăzi, ne întoarcem la Matei, capitolul 8, versetul 28, și ne continuăm studiul despre tot ce ne-a învățat Domnul Isus, prin viața sa, faptele și cuvintele sale. Când a ajuns Isus de partea cealaltă, în Ținutul gadarenilor, l-au întâmpinat doi oameni îndrăciți. Înainte să ajung acolo, vreau să vă uitați înapoi la versetul 23, unde citim că Isus s-a suit într-o corabie, a traversat marea și apoi a venit aici. Aici i-a întâlnit pe acești doi îndrăciți. Și era ca o furtună violentă în mintea și trupul lor, pe care demonii au declanșat-o. Și aproape ca o pregătire pentru asta, citim în versetul 23 că Domnul Isus s-a dus cu ucenicii lui pe mare, iar în versetul 24 ni se spune că pe mare s-a stârnit o furtună puternică. O furtună puternică pe mare similară cu ceea ce urmau să vadă la cei doi oameni după ce a traversat mare s-a stârnit o mare furtună, versetul 24, iar corabia era acoperită de valuri. Dar Domnul dormea. E minunat să observăm că Domnul Isus era foarte uman. El era obosit și când era obosit, dormea. Lucrul acesta trebuie să-l facem și noi. Ucenicii s-au apropiat de el și l-au deșteptat, strigând, Doamne, scapă-ne că pierim! El le-a zis, de ce vă este frică puțin credincioșilor? Apoi s-a sculat, a certat vânturile și marea și s-a făcut o liniște mare. E ceva greșit să fii neliniștit, îngrijorat și impacientat când corabia ta e pe cale să se scufunde? Spune aici că corabia era acoperită de valuri. Erau corabe de pescuit, și intrarea apei în ea însemna că se va scufunda. Iar unii dintre acești pescari erau experimentați. Dar până și ei erau înspăimântați și au spus: pierim, adică ne vom scufunda în mare. Când pescari sau înotători experimentați spun că se vor îneca în mare, înseamnă că situația e critică. Dar Domnul nu spune. Înțeleg îngrijorarea voastră. E normal să vă impacientați în astfel de momente, dar nu vă îngrijorați. Nu, El se ridică imediat și spune puțin credincioșilor: De ce vă temeți? De ce vă este atât de frică? De ce vă temeți că veți pieri? Știți, Domnul Isus a venit să ne elibereze de frica de moarte. Biblia ne spune asta în Evrei, capitolul 2. Vedeți, acești ucenici se tem de moarte și e firesc ca toți oamenii să se teamă de moarte. Orice om se teme de moarte cu excepția celor care devin ucenici adevărați ai Domnului Isus. Citim în Evrei, capitolul 2, versetul 14 și 15. Acestea sunt versete foarte importante. Vreau să leg asta de ceea ce au zis apostolii. Doamne, pierim! În Evrei, capitolul 2, versetul 14 și 15, spune că un motiv pentru care Domnul Iisus a fost părtaș sângelui și cărnii noastre a fost, cu toții știm că El a fost părtaș sângelui și cărnii noastre, ca să moară pentru păcatele noastre. Nu există altă cale prin care păcatele noastre să poată fi iertate și îndepărtate decât prin faptul că a murit pentru păcatele noastre. Dar mai mult decât atât, acesta e un alt mare adevăr în Biblie, în Noul Testament, care nu este predicat îndeajuns. În toată creștinătate auzim predicându-se, Hristos a murit pentru păcatele noastre. Cât ai auzit predicându-se că Hristos a murit pentru a-L face pe Satan fără putere? Pentru a-L face pe Satan fără putere. Și pe cât putem fi absolut siguri că păcatele noastre sunt iertate, când ne-am întors la Domnul cu pocăință și i-am cerut să ne ierte, putem fi la fel de siguri că toată puterea pe care Satan a avut-o asupra vieții noastre, atât de mulți ani, a dispărut, a plecat. Din momentul în care îi predăm fiecare părticică din viața noastră lui Hristos. Satan va avea putere asupra zonelor din viața ta pe care nu îi le predai lui Hristos. Să țineți minte asta. Versetul de aici spune: El a fost părtaș sângelui și cărnii pentru ca, prin moarte, să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul. Nu spune că diavolul a fost distrus. Noi știm că Satan nu e nimicit. El e foarte viu și încă are multă putere se mișcă prin lume și conduce industria divertismentului lumii, lucrează prin vrăjitoare și prin tot felul de oameni răi, prin prigonitorii creștinilor, dar puterea lui a dispărut. Și unul din motivele pentru care puterea lui Satan a fost luată de la el, spune aici în Evrei 2 cu 15, este ca să izbăvească pe toți aceia care prin frica morții erau supuși robiei toată viața lor. Frica de moarte ne face robi. Este o robie să te temi de moarte. Dacă te temi de moarte, înseamnă că ești rob. Nu neapărat un rob al diavolului, ci un rob al fricii. E aproape la fel de rău să fii un rob al fricii. Știi că Domnul nu vrea ca tu să fii un rob al fricii? Spune că frica morții e o robie. Și el a murit ca să ne elibereze nu numai de păcat dar și de robia fricii de moarte. Și spune că neamul lui Adam a fost toată viața robit de frica de moarte. Dar acum am fost eliberați, dacă acceptăm. Știți, deși Hristos a realizat lucruri pe cruce pentru noi, nu devin ale noastre până nu le primim prin credință. Hristos a murit pentru păcatele lumii, citim în 1 Ioan 2 cu 2, dar nu toate păcatele lumii sunt iertate, deși El este jertfa de ispășire pentru păcatele întregii lumii, 1 Ioan 2. Motivul e că majoritatea oamenilor din lume nu au acceptat-o pentru ei înșiși. În același fel, Hristos l-a făcut fără putere pe Satan, așa încât toți oamenii să poată fi liberi de frica morții. În orice caz, toți creștinii. Dar sunt toți creștini eliberați de frica morții? Nu. Marea majoritate a creștinilor nu sunt eliberați. Ei sunt sub robia fricii de moarte. Și putem spune că frica morții e cea mai mare dintre frici. E pe primul loc. Orice altă frică se află sub aceasta. Cea mai mare frică e frica de moarte. Orice frică, anxietate care o ai, stare tensionată, datorită oricărei alte cauze, este inferioară fricii de moarte. Când Domnul ne eliberează de frica de moarte, ne eliberează și de restul lucrurilor. Pentru că dacă cea mai mare frică dispare, dispar și celelalte frici. Așa cum citim în 1 Samuel 17, când Goliat a fost ucis, toți ceilalți filisteni au fugit, pentru că campionul a fost ucis. Așadar, când frica de moarte e biruită, toate celelalte frici dispar. E foarte important pentru noi să biruim frica numărul 1, și anume frica morții. Evrei 2 cu 14 și 15 spune că Hristos a murit ca să ne elibereze de asta. Eu nu mă pot elibera singur. Nu e o chestiune de a mă convinge singur mental. Nu ești eliberat de păcat prin faptul că te convingi tu mental de ceva. Noi nu predăm psihologie aici. Este cuvântul lui Dumnezeu. Hristos e Cel care ne eliberează de păcat și același Hristos ne poate elibera complet de frica morții, ca să nu mai fim robi fricii de moarte. Deci această îngrijorare, Doamne, scapă-ne că pierim! Noi nu ar trebui să avem o astfel de frică. Se poate ca astăzi să nu fie valuri care se sparg în barcă, poate fi cancerul sau altceva care se năpustește asupra noastră și pare ca și cum viața ne se scufundă și pierim. Nu trebuie să ne panicăm spunând, O, Doamne, scapă-ne, te rugăm, că pierim. Îi putem cere lui Dumnezeu să ne scape de boală și chiar și de moarte, dar nu fiind panicați, ci în credință. Una e să ceri în credință și total altceva să ceri în panică. Deci Domnul le-a spus, de ce vă este frică puțin credincioșilor? Ei aveau puțină credință. El nu a spus că nu aveau deloc credință. Dar puțină credință înseamnă că aveau credință îndeajuns ca să-L urmeze, dar când a venit momentul de criză din viața lor, au descoperit că era ca și cum nu aveau credință deloc. Deci puțină credință era aproape egală cu necredință. Erau aproape același lucru. Și Isus s-a sculat, a certat vânturile și marea, Matei 8 cu 26, și s-a făcut o liniște mare. Această imagine frumoasă arată cum Domnul vrea să certe orice furtună care vine în viața ta și a mea. Domnul ar fi putut să-și ducă ucenicii prin ape liniștite, dar nu ar fi învățat niciodată nimic. Fiindcă au trecut prin ape furtunoase, au descoperit că Hristos. Avea puterea să potolească furtuna. Asta ne învață că un motiv pentru care Dumnezeu îngăduie ca și noi să înfruntăm situații furtunoase în viața noastră e pentru că El vrea să ne arate că are puterea să potolească furtuna chiar și astăzi. Așa că nu te ruga vreodată, Doamne, dă-mi un drum sigur și liniștit prin viață. Nu vei ajunge niciodată să-l cunoști pe Domnul. De fapt, cu cât Domnul te iubește mai mult, cu atât mai mult vrea să te facă mai asemănător cu El. Și te va aduce prin multe situații furtunoase, dificultăți, încercări și lucruri prin care alți oameni s-ar putea să nu treacă niciodată. Și întotdeauna scopul tuturor acestora este să-ți arate: Eu încă am putere să cert furtuna. Deci, orice întâmpin astăzi, săptămâna viitoare sau anul viitor, ține minte acest pasaj. S-a sculat, a certat vânturile și marea și s-a făcut o liniște mare. Aceasta e voia lui Dumnezeu, ca în inima noastră să fie o liniște perfectă întotdeauna, nu fiindcă nu am întâmpinat niciodată o furtună, ci în ciuda furtunii. În mijlocul unei furtuni, o persoană care are pace în inima sa, E o mărturie mai mare înaintea lui Dumnezeu decât o persoană care are pace în inima sa, fără să întâmpine vreo încercare sau furtună. Acesta e un lucru pe care îl putem învăța de aici. Și celălalt lucru pe care îl putem învăța e că așa a vrut Dumnezeu ca omul să trăiască. Când Dumnezeu l-a creat pe Adam, i-a spus: "Vreau să ai autoritatea asupra tuturor lucrurilor de pe pământ. Supuneți toate lucrurile." Observați cuvintele exacte acolo în Geneza 1. Uneori uităm când Dumnezeu l-a creat pe om, spune aici că înainte să facă omul, a spus să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră, Geneza 1 cu 26, și el să stăpânească. Remarcați acest cuvânt, el să stăpânească. Se referă la Adam și Eva. Ei au fost creați să stăpânească. Opusul lui a stăpâni este a fi sclav. Scopul inițial pentru om a fost ca să fie rege și regină, stăpânitor să nu fie robul nimănui, El să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate tărâtoarele care se mișcă pe pământ. Dumnezeu a creat omul după chipul Său și a dat autoritate peste toate lucrurile. Deci asta vedem aici. Când Domnul Isus a trăit pe pământ, El a demonstrat pe pământ ca și cum ar fi spus, acesta este modul în care a vrut Tatăl meu și cu mine ca Adam să trăiască când a fost creat. Acesta e felul în care am vrut ca Adam să trăiască când l-am creat. Acum sunt pe pământ să vă arăt cum ar fi trebuit el să trăiască, și n-a reușit. El a ieșuat doar din cauza păcatului. Și acum eu am venit să vă eliberez de păcat, pentru ca voi să puteți trăi cu autoritate supranaturală pe acest pământ. Astfel încât fricile, îngrijorările, furtunile vieții. Să nu tulbure liniștea din sufletul vostru. Dragi frați și surori, dragi prieteni, credeți că aceasta este voia lui Dumnezeu pentru voi? Orice furtună să fie potolită, o liniște mare. Ce expresie frumoasă! Aș dori să luați asta în serios. Matei 8, 26 și să spuneți, Doamne, vreau asta în inima mea. Vreau ca Tu să potolești întotdeauna orice furtună. Nu vreau să scap de orice furtună. Vreau să trec prin furtuni, dar vreau să fiu ca Tine, să pot dormi în timpul lor, fără frică, fiindcă Tu poți potoli orice furtună. Și bineînțeles că oamenii nu mai văzuseră așa ceva. Oamenii aceia se mirau și ziceau, ce fel de om este acesta? De el ascultă până și vânturile și mare. Răspunsul? Așa a vrut Dumnezeu ca toți oamenii să trăiască, cu autoritate, să ia autoritatea lui Dumnezeu. Și celălalt lucru pe care vreau să vă întreb de ce vă temeți că veți pieri înainte de momentul hotărât de Dumnezeu? Când trăim în voia lui Dumnezeu, având întreaga viață predată Lui în totalitate, putem avea pace și să dormim ca și Domnul Isus în mijlocul unei furtuni. Fiindcă El știa că n-ar fi putut muri niciodată, nimeni nu L-ar fi putut omorâ până nu ar fi venit timpul hotărât de Dumnezeu. Nici o furtună de pe mare nu ar fi putut să lănece. Citim în Luca 4 despre o altă ocazie când în mijlocul unei predici, oamenii l-au oprit, l-au luat de la învon l-au dus pe acea stâncă din acel oraș și au vrut să-l arunce jos. Dar el a plecat în liniște de acolo. Imaginați-vă vreo 200 de oameni care apucă un om și el pleacă în liniște de acolo. Aceasta este autoritatea pe care o putem avea. Domnul Isus nu avea nicio teamă. El știa că oricât ar încerca oamenii, 200 de oameni să-l apuce și să încerce să-l arunce de pe stâncă nu ar fi reușit, fiindcă timpul lui Dumnezeu pentru el nu sosit. Observăm de câte ori în Ioan 7 spune că vremea nu-i sosise încă. La un moment dat spune că nu l-au putut prinde fiindcă nu-i sosise ceasul. Nu fiindcă nu erau unde ajuns de puternici. Aveau săbii, sulițe, armură și sute de oameni, dar când au venit să-l prindă pe Isus, nu l-au putut prinde. Căci încă nu-i sosise ceasul. Această promisiune nu se aplică celor al căror scop în viață este să facă bani sau să-și facă reputație sau să trăiască confortabil. Dacă singurul tău scop în viață e să-L glorifici pe Dumnezeu, să faci voia Lui și nu ai o altă ambiție pe pământ, te asigur în numele Lui Isus că nu poți muri înainte de vreme. După cum spune și Zicala, sunt nemuritor până când lucrarea vieții mele e îndeplinită. Nimeni nu se poate atinge de noi. Putem trăi așa cum a trăit Isus pe acest pământ, fiind liberi pe deplin de frică, anxietate, frica de moarte, de frica pe care au avut-o și ucenicii, de a pieri. Fie ca Domnul să nu trebuiască niciodată să ne spună: De ce vă temeți, puțin credincioșilor? Descoperiți vreodată vreo situație în care Domnul vă spune un cuvânt de mustrare? Ascultați acel cuvânt de mustrare și primiți-l. De ce vă temeți, puțin credincioșilor? Nu puteți avea încredere în mine că există un Dumnezeu în cer care controlează toate circumstanțele noastre, controlează oamenii care încearcă să ne facă rău, controlează diavolul și nu va îngădui să fim încercați peste puterile noastre, așa cum spune în 1 Corinteni 10 cu 13. Nu ai nevoie să auzi asta din când în când ca pe un discurs de încurajare ca să te trezească. E ceva ce trebuie să credem mereu. 1 Corinteni 10 cu 13 e adevărat tot timpul. Dumnezeu nu va îngădui niciodată să fim încercați peste puterile noastre. Romani 8 cu 28 spune că El va face ca toate lucrurile să lucreze împreună spre binele nostru dacă îl iubim și vrem să împlinim planul Lui în viața noastră, desigur. De aceea nu ne temem că vom pieri. Să vă arăt încă un verset legat de asta. În Psalmul 139 vorbește despre cum Domnul ne-a cunoscut mai dinainte și cum El ne-a creat trupul în pântecele mamei. Psalmul 139, cu versetul 16: Când nu eram decât un plod fără chip, ochii tăi mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite mai înainte de a fi fost vreuna din ele. David spune, înainte să mă nasc, numărul zilelor pe care mi le-ai rânduit să le trăiesc pe pământ, conform planului tău perfect, erau deja consemnate. Mai înainte să fie existat prima zi, adică înainte de prima mea zi pe pământ, ziua mea de naștere, era deja hotărât când aveam să mor. Deci moartea nu e ceva accidental pentru cel care s-a predat în totalitate voii lui Dumnezeu a fost o dată exactă în care Domnul Iisus trebuia să se nască în voia perfectă a lui Dumnezeu și a fost o dată exactă când trebuia să moară. A fost scris în carte. Dumnezeu ne iubește așa cum l-a iubit pe Domnul Iisus. Și există o carte unde sunt înregistrate și zilele mele. Eu cred asta. Știu că e adevărat. Dumnezeu a stabilit data și locul în care să mă nasc, și a stabilit și data exactă în care va trebui să părăsesc acest pământ ca să merg să fiu cu El pentru totdeauna. De aceea, nu trăiesc în teamă că un accident rutier, un cancer sau persecuția mă poate ucide înainte de acea vreme. E imposibil să se întâmple așa ceva. Ei bine, nu aștept cu nerăbdare moartea. Aștept cu nerăbdare venirea Domnului, tocmai capabil. El spunea că noi care suntem în viață vom fi răpiți. Dar dacă asta nu e voia Domnului și e voia lui Dumnezeu să mor, atunci nu se va întâmpla înainte de vremea hotărâtă de Dumnezeu. Am această încredințare, nu am nicio îndoială. Și vreau să spun: Așa cum a fost pentru Domnul Isus și cum cred și pentru mine, așa poate fi și pentru tine. Deci nu e nevoie să ne panicăm sau să ne temem sau să trăim în necredință. Este o insultă la adresa lui Dumnezeu când un copil al său crede că diavolul e mai puternic decât atotputernicul Dumnezeu. Știi că, de fapt, asta spui când trăiești în teamă cu privire la circumstanțe, moarte, boală și altele? Te întrebi dacă satan e mai puternic decât Dumnezeu. Nu este. Nimic nu e mai puternic decât Dumnezeu. Dumnezeu e singurul atotputernic. Deci, Domnul le spune acestor ucenici. De ce vă este frică puțin, credincioșilor? Apoi, se duc de partea cealaltă, în Ținutul Gadarenilor, și văd doi oameni care au furtună în interiorul lor. Cealaltă furtună era pe mare. Iar aici descoperim oameni cu furtună în ei. Demonii din interiorul lor stârneau o furtună. Acolo, demonii stârneau o furtună pe mare, aici demonii au declanșat o furtună în interiorul oamenilor. Ei se răneau singuri. Scriptura spune că se tăiau singuri cu cuțite și pietre. Erau așa de cumpliți, Matei 8 cu 28, că nimeni nu putea trece pe drumul acela. Ce puteau face? Au început să strige. În alt loc spune că erau legați cu lanțuri, dar rupeau lanțurile și se eliberau. Nimeni nu îi putea lega. Și iată că au început să strige. Ce legătură este între noi și tine, Isuse, fiul lui Dumnezeu? Ai venit aici să ne chinuiești înainte de vreme? Demonii recunosc că va veni o vreme când vor fi chinuiți pentru totdeauna. Ei știu asta și cred în chinul veșnic. Mulți oameni nu cred în iad veșnic, mulți creștini nu cred în iad veșnic, dar demonii știu că e adevărat. Va veni vremea, e un timp dar Dumnezeu i-a lăsat să hoinărească până când va veni acea vreme. Demonii știu că acea vreme vine. De aceea îl întreabă pe Isus: ai venit aici să ne chinuiești înainte de vreme? Și citim că îl roagă pe Isus să nu-i scoată afară și să nu-i trimită să fie chinuiți atunci. Dă nevoie să ne ducem în turma aceea de porci. Dacă ne scoți afară din ei, trimite-ne în turma de porci. Și e uimitor. Iisus a spus: Duceți-vă! Un singur cuvânt. Și toate sutele sau miile de demoni din acei oameni, fiindcă a spus că numele lui era legiune, au plecat imediat, la un singur cuvânt. Observați de asemenea Matei 8:16. El, prin cuvântul lui, a scos din ei duhurile necurate. Nu e nevoie să strigăm, să țipăm, să urlăm și să zbierăm multe ore ca să scoatem un demon. Asta ar fi un semn al lipsei de putere. Ar arăta că încă trebuie să luptăm. Nu! Demonii au fost înfrânți pe cruce, fiecare dintre ei. Și cu un singur cuvânt, cel care are credință și autoritate și ungerea Duhului îl poate scoate afară. Am văzut asta întâmplându-se de multe ori în viața mea. La un singur cuvânt, în numele Domnului Isus, demonii pleacă. Și tu poți avea această autoritate dacă viața ta e curată, predată Domnului și crezi în Domnul Isus, că l-a biruit pe Satan pe cruce. Dumnezeu să te binecuvinteze. Vom continua în episodul următor.